am eu norocul ăsta? Da, să știi că pur și simplu plutesc. Păi ești aeriană, sigur. Lângă tine chiar mă simt o femeie întreagă. Da, nu la cap. Că sus la mansardă ai o doagă lipsă. Lipsă o țiglă, o bujie, o... Și știi atât de multe încât mă sperii, zău. Ești un fel de enciclopediu. Ce ai zis că sunt? Ești un enciclopediu, că doar ești bărbat, iubire. Știi? Dar enciclopedia e pentru femei. Bună, Fanny Taylor! Bună! Scuze! Vai. Scuze că vă întrerup, Giugiuleala, da. Au ieșit actele de investitori ale lui Lilișor. O să vezi că sunt trecute toate cerințele tale și, bineînțeles, că o să fie și respectate, da? Așa și eu ce trebuie să fac? Doar să semnezi liniștită, Lili, și să trăiești fericită alături de Costeluș. Bă! Nu mai e nicio chichiță de care să te legi. Totul este perfect, corect și legal. E, legal o fi, dar corect nu e. Pentru că eu sunt fericită în peste măsură, iar Costeluș al meu i-a bătut. Și nu semnezi niciun contract până nu-l văd și pe el la fel de fericit și împlinit ca mine. Dar cine ți-a zis, dragă, că nu e fericit? El e foarte fericit! Cântă de bucurie că e cu tine! Ți se pare? Uite cum radiază, se bubește tot timpul! Bine, acum cred că e un pic obosit, nu-i așa, Gogule, că atâta fericire te epuizează la un moment dat! Da, să rup de oboseală de atâta fericire! Oh, Doamne! Hai mă, Costeluș, arată fetei cât de mult o iubești, ridică-te și ia-o în brațe și pupă! Bă, nu mai fie așa convingător! Du-te, mă duc, mă duc! Ai fatra să te pup! Uite, mă, cum o pup, na! Gata, atât, mai! Nu, nu, nu! Dar mai am o condiție. E ultima și e mică, mică, mică de tot. Mai încă? Da. Sunt tare curios să aud. Vreau să mă implic creativ în ce faceți voi acolo la agenție, pentru că mă simt așa inspirată și plină de idei. Fixe. Ce zici, iubire? Fix la asta mă gândeam și eu. O să se implice asta, nu știu. Da, să semnez. Da, zâmbește, mă. Hai. Râți! Așa, uite, vezi ce fericit e, la fel ca și mine. Ia mai râs! Așa! Doarme un pic. Hai, mămica, să mergem! Păi ce faci, mămica? Chiorete, eu nu pot să merg la secție, da? Pur și simplu simt că mă sufoc. Numai gândul că s-a întors pupăzaia, îmi scade tensiunea brusă, știi? Dar ce ai, femeie cu trânsa? Fii mai rezonabilă, că până la urmă ți-a făcut nimica, micuța. Pur și simplu nu-i supor vocea aia groasă de drojdieră și ugerile alea care stau mereu pe afară de mai ceva puțin și stă peste ochi cu ele. Și botul ăla, buzoaiele alea imense, zici că acum te înhață. Oribil! Băi, căp și noi! Bă, tu ești măgar? Adică eu mă dau de ceasul morții aici și tu ce faci? Ai fantezi cu gonflabila? Ăsta mi-ești? Nu! Obsedatule! Inima! M-a luat inima, uite! Unde? Din cauza ta nu mai pot să respir! Doamne, Doamne, vrei să mor și să te bântui până fi în câmpie! Aoleu! Ia și fă-te bine! Salut! Mă rezistă, iubito! Rezistă, că vii acum, vii! Scuze, mă, ia! Dar ce faci acum, mănânci? Ia, gustă, să sună salvare! Ilarie, ești mai bine? Sunt mai bine pe naiba, iar mă apucă pâțușul și o să mă umplu de bube! Chiorete, fă ceva, nu știu, trimite-o pe asta în concediu, dă-i liber, fă orice, numai să nu mai văd că mor! Nu mai pot, uite, iar mă mănânc! O trimit la dragi, bălșoasele, piaptele pe toți, înțelegi odată că nu se poate treaba asta! Păi ce, să vrei să mă acuze Matiescu de abuz în cirviș și să mă schimbe după funcție? Păi tu știi foarte bine cât mai chinui eu ca să obțin funcția asta, da? Deci funcția e mai importantă decât propria ta soțioară? Nu pot să cred, ăsta mi-ești, Chiorete! Abia acum îți dai toarama pe față! Auzi? Eu cred că, mătăluță, ești puțin complet, dar complet plecată pe arătură.
Și în condițiile astea, cât de curând o să scal și eu pe urme? Mătăruță, chiar ai nevoie de un control. Dar cine la mansardă? Și după ce znevii, te așteptăm la secție. Killer să... Iată comedie, mă! Ceva planul de relansare a agenției Van Damme? Că poate mă implic și eu, știi? Unde sunt trei capete, nu sunt două, corect? Care trei? Uite, eu cu Gogu ne-am gândit la niște campanii de educare făcute prin școli. Da, da, da! Uite că ai dreptate! Pot să-i învăț să tricoteze pe copii! Sau mai bine, îi învăț să modeleze plastelina. Nu. Dacă mă gândesc mai bine, o să-i învăț să coloreze cu carioca. Exact. Da, și astea sunt niște idei bune, dar noi ne gândeam la un proiect social-educativ. De exemplu, să învățăm pe copii cum să scape de păduchi și de ouăle lor, că e plin de așa ceva prin școli. Da, da, mai întâi trebuie să lămurim care a fost primul, păduchele sau oul lui. Dacă a fost ou, trebuie spart și omorât păduchele din el. Dacă a fost păduchele, atunci trebuie omorât înainte să facă ou, clar. Exact ca în dilema aia cu ou și găina, știți? Nu se poate. Pă bune, vrei să ne dai tu răspunsul la dilema universală? Știu de mică răspunsul la întrebarea asta, de fapt. Serios? Păi ea luminează-mi și pe noi că suntem tare curioși. Ia fii atent. Evident că a fost oul. Mai de mult, înainte să apară găina, au existat dinozaurii. Și ghiciți ce? Dinozaurii făceau ouă. Fate, e mușe și ne revenim. Că după tarlaua asta mâncăm toți. Și tu și eu și Ciuciunica mâncă urmă, mă să mănânce pe aia. Până și cântrelaua ăla după care ți s-au prins călcăile. Așa în Aladin ăla. Da, Tarbi, da, ai dreptate. Întrebarea e... ce e de făcut, bre? Cum ce e făi de făcut? Ne trebuie bani să cumpărăm sămânță! Că dacă arzi toată recolta, n-a mai rămas pic de sămânță! Da, tanti, să știi că e bine că arzi, că nu mai dăm banii pe îngrășământ, pământul e deja afânat și gata de însămânțat. Auzi, bre, hai că vorbim mai încolo, că am puțină treabă, da? Hai să rămână! Asta ne... Ia trece și ea afânează-mă și pe mine, că nu mai rezist. Mechești! Ies după câte am făcut pentru ea. Ah, de rușine, dar nu vii tu la mine. E, lasă că sunt parcer. Alo? Teodora, ce faci, fată? Hai mă ajungi pe mine, că-s disperată cu arăboie aia. Ce-au făcut, tanti? Să nu zici că au pus bombă. Aoleu, lasă, fă-i bombă! Am trebuie actele pentru arab ca să poți să lucrezi legal. Și apoi acte pentru pământ ca să poți să lucrezi legal. Tanti, vezi că te repeți. Ai zis de două ori ca să lucreze legal. Păi, păcate școala pe care ai făcut-o. Zi, nu mă mai ține de treabă, am ajuns sau nu? Da, o să mă interesez, dar momentan sunt cam prinsă cu pacienții. Bă, poate să săptămâna viitoare? Bine că nu luna viitoare! Lasă-mă, că mă descurcă eu cumva. Da, pune și să vin. Cum mă lasă toți că n-am mai mare nevoie de... Stai puțin, așa. Alo? Popozoiule, cască bine urechile la mine. Am nevoie de ajutorul tău și tu o să mi-l dai, necondiționat, chiar dacă nu-ți convine, că s-o întoarce cândva roata și o să ai și tu nevoie de ajutorul meu, ce clar? Ca cristalul, virgulă, tanti. E întotdeauna o plăcere să fiu de ajutor și apoi să pic de prost. A, dracu, chitră! Bă, ce lingă ești! Bă, am nevoie de acte pentru prăpădiția care lucrează pentru mine. Arabii? A, păi să știi că nu e așa de simplu, tanti. Plus că la urgență e destul de costisitor. Vorba aia, dai un ban, dar stai în față. Oricât de mult mi-aș dori, gratis nu pot face nicio mișcare. Adică tu care ești dita mai primarul care ești? Ceri bani, te rog, o femeie bătrână și nevoiașă ca mine aflată la decâns? Rușine să-ți fie bani! Ce să fac, tântișor? Experiența m-a învățat să nu mai merg pe încredere. Ce-ar fi să facem o campanie legată de mișcare? Una prin care să-i convingem pe părinți să-și aducă copiii să facă sport. A? Și cum o să facem noi chestia asta, prea plinule de idei, ce ești? Păi, măcar eu mă străduiesc, nu ca alții care nu știu decât să critice și să bage bețe în roate. Uite, pentru început o să le facem o listă de beneficii ale sportului. Cu sloganul, aduți copilul să facă sport ca să poți ieși la bere cu prietenii. A? Sau... ai carte? Ai parte! Doar de 600 de lei la șomaj!
așa că a adus copilul la sport pentru o viață lipsită de griji. Băi, Pantale, asta este clar boicotarea școlii și instigarea la chiul. Nu merge! Dar să zicem că prinde ideea, ca să dea și roade strepe neapărat și niște parteneri de afaceri. Găsim niște cluburi de sport, Gogule, că ăștia au interes să recruteze puși talentați și niște producători de suplimente, că sportivii au nevoie de o alimentație optimă, asta de când sunt mici. Mie nu mi se pare o idee prea bună. Aruncăm banii pe fereastră. Se știe deja, copiii puturoși și grași sunt la fel ca părinții lor, care sunt puturoși și grași. Ăștia care sunt slăbuți și sănătoși oricum fac mișcare, deci și eu nu o să prindă la ei sportul. Ok. Gata. Știu. Facem o campanie cum să scap de negi și să previi apariția lor. Bun asta. Nu? Asta cu siguranță o să prindă la broaște. Nu. Eu nu cred că broaștele sunt clienți buni. Chiar nu sunt. Să trăim! Să trăim șeful! Uite-l pe șeful șpilcuit, tot elegant. Te-ai și tuns, să-ți fie de bine, bre. Te-a luat și sovaj. Exact cum place la muieri, înalt ca bradul și stufos ca sulița. Vreți iar de Caterinca, Cherete? Mie? Nu vreau. Apropo, unde-i Sofica? Pe unde bântuie? Păi cine, bre, nu e? S-o fi dus să cumpere cafea. Stai că ți-o sun, ți-o dau și la telefon. Păi ce crezi că... Sun. Hai, răs. Nu răspunde, crezi că e ocupată cafele, n-are cum să răspunză în același timp. Singurul motiv pentru care mă bucur că m-am întors este că pot să petrec mai mult timp cu tine. Pentru că știi atât de multe lucruri și ești atât de deștept. Nici l-am observat până acum cât de sexy e Nuții. Și cred că mă place. Colega Nuții, tu mă placi? Da, normal că te plac. Ce avem noi aici? Doi polițiști care frag cătunda și își fac declarații libidinoase ca adolescenții. Aveți dreptate, domnule comisar șef. Știu, Septimius. Ne scuzați. Colega domnișoara Nuții, te rog să mă ierți, dar eu sunt momentan ocupat. Domnule comisar șef. Colega Nuții. Bine, mă, că vă rezolvați problemele personale în timpul programului. Și de cetățean cine se mai ocupă? Măi, nățișor, dacă colegul Septimius tot e ocupat, nu te reorientezi? Nu prea cred. Nici dacă ai ordin? Atunci da, bineînțeles. O să merg să mă împac cu Doruleț. Să trăiți! Cred că mă iubește. E ok? Nu. Așa ziceam și eu. De fapt, este așa. Auzi, Lili, mă, de ce nu petrești tu cu Gogu mai mult timp împreună? În loc să stai să te plictisești la agenție, să-ți bați capul cu toate cifrele, cu toate calculele, cu toate legumele, numai bine, ieșiți voi doi la un restaurant, o cină romantică, după care... Desertul, știi tu, a? Știu, dar el nu vrea, deci care treabă aici la agenție? Ce și de asta stau și eu pe aici ca să fiu cu el. Păi da. Să convingi el ca să ieșiți împreună. Iubi, da. Vrei să petrecem mai mult timp împreună? Dar nu petrecem deja prea mult timp împreună aici la birou? Adică numai noi doi, eu și cu tine, ca iubiții, nu ca colegii de muncă. Poftim, ce idee? Vântă-me, vină o face. Ajutor că sunt la Anaghe. Nu pot să te ajung, Gogule, îmi pare rău, dar asta e parte din treaba ta de parte. Dacă aș fi fost în locul tău, aș fi făcut la fel. Hai, iubii, să mergem la restaurant, că mi-e o fomică de lupică. Și la cum te cunosc, sigur îți ieși ție. Da, eu nu vreau la restaurant, că uite, am adus croasante, pentru că avem o grămadă de treabă la birou, Vandame, nu? Termină cu prostiile, mă, Gogule, nu să mănânci o treabă asta. Tu ai nevoie de mâncare sănătoasă dacă vrei să slăbești. Ia, gata. Vale amândoi la restaurant, că chiar m-ați enervat acum. Da, iubi, hai. Distracție plăcută. Hai. Gogule, mâncarea sănătoasă se găsește la restaurant. Hai. Și foame, cu sistem nervos. O zi întreagă să înregistrez rahatul ăla de contrast semnat de Lili.
Mă rog, semnat. Un zgălit, ca aia nu e semnătură. Dar unde te-a învățat mama ta că nu e frumos să mănânci singur și că trebuie să dai și altora? N-am apucat să ajungem la lecția aia pentru că m-a abandonat de când eram mic. Da, uite, ca să vezi că sunt băiat de treabă, îți dau și ție o bucățică. Ce ajunge asta o săptămână că tu ești mică. Dar să liniști că pe dinăuntru eu sunt mai mare decât pe din afară. A, da? Da, adică mă refer că încă pe cornul, obsedatule. Poți să trec pe Atin un pic? E musai să vorbim. Da, dar să nu spui în secție nimic, te rog, ca să nu se prindă poponeț, bine? Cel mai bine ar fi să fie călchie încă acolo, ca să nu vină peste noi să ne streseze. Da, vine acum. Da? Da, domn Chestor, să trăiți! Hai, bre, că am glumit! Am glumit, bre! Bă, dar plin de glume ești, bă! Atențiune, șeful! Să trăiți! Mă trăiți! Băiți! Astea sunt urgențele. Săptămâna asta trebuie rezolvate. Executarea! Să trăiți! Ne închizi. Șeful, voiam să te rog să-mi dai un teren. Mă simt plin de energie azi. Păi de unde, dragi, mea, să-ți dau ție teren, mă? Măi, eu sunt Gigi Becali, să dau terenuri? A, nu! Voiam să spun o muncă pe teren. Păi zi-mă așa! Băi, șcarlate! Pentru astăzi, nu am decât un singur caz. O reclamație între două claruri dintre astea rivale la un îngros. E mangraun. Te bagi? Ha? Super. De mult așteptam să mă duc la o razie într-un angro. Mulțumesc. Așa, mă, viteazule. Hai, mă, ia-le de acolo, nu te jenă. Arunci-ne la pe jos. Mulțumesc. Ce l-o fi apucat? Deodată pe scarlat, zelul ăsta să iasă pe teren. Chiar e fi? Vreau și o misiune pe teren. Vorbesc serios, bă, vreau să mă duc pe teren, bă. Eu n-am mai fost de mult pe teren. Au așa un chef de teren extraordinar. Auzi, bă, știi care e treaba? Sunt nedumerit. Ce dragi Damia Zvalovici, trechea pe toți, vreți pe teren astăzi? Fis astăzi? Păi și acelea însețe cine mai rămâne? Că eu vreau să plec afară să caut pe unde mi-e mândruța. Că madame nu răspunde la telefon. Sunt îngrijorat. La pe teren. Însețe cine mai rămâne, mă? Nuțica? Păi ce are, mă? Păi nu poți să o lași numai pe Nuțica singură, pace. A, și așa să rămână prostul de poponeți, nu? A, că el e prostul. Băi, cum ești, băi? Ai uitat, mă, de prietenia noastră, mă? Bă, dar că dintr-o prostie de-asta noi stricăm frăția pe treușa, mă, să știi. Păi de nu mai pot, mă. Bă, ce-ți, de ce ți-am făcut eu, mă, de-mi faci chestia asta, mă? Tu ai uitat, mă, jurământul nostru de frăție pe treușa, mă? De ce-mi faci asta? Dacă tot e vorba de uitat, care dintre noi doi a uitat primul prietene? Și ea și-a pus coada pe spinare și m-a lăsat cu două nunți deodată pe cap. Băi, unii bărbați care nu face față la o nuntă, dar mi-te la două deodată. Cum adică, mă, ce nu ți-a plăcut cu două? Bă, tâmpitule, cu una mai era cum era, că eram dromader, dar cu două am fost direct cămilă. Da. Poftim, iubi, hai! Ce-ai făcut, femeie? De ce ai încuiat-o așa? Păi nu te supăra, iubi, dar am încuiat-o ca să pot să te alint așa cum știu eu mai bine. Și ce, mă poți alinta cu ușa descuiată? Ce trebuia neapărat să pui lancă tu? Păi și dacă ne deranjează cineva? Foarte bine, descui ușa, dar fii atent. Dacă vine și ne întrerupe cineva, o luăm de la capăt, ok? Că-mi strică toată regia. Ok, lasă așa încuiată. Ok, e bine așa. Denica, am plecat. N-am stare, trebuie să o găsesc pe șofica, bă. Nu-mi găsesc rostul, dacă nu văd pe unde e. Plecat și m-a lăsat. Nuțico, tu știi cât de mult te apreciez eu pe tine. Pe bune, nu se vede cât de mult te apreciez eu, cât respect am eu față de tine și mai ales câtă încredere am eu. Pe bune, te rog eu frumos, mă, te implor, te rog eu frumos, rămâi tu și ai grijă de secție până mă întorc eu, că am o treabă.
Dar știi că eu sunt începătoare și nu poate să aștepte până se întoarce Chiorete. Nu poate, că e o treabă de viață și de moarte. Păi, eu am impresia că Scarlat a plecat să se întâlnească cu Teo și mor de gelozie, înțelegi? Nu pot să vin eu tocmai de la capătul lumii din Nepal până la Lehliugar și de la Lehliugar până aici și să vă sufle ăsta pe Teo, înțeleg că mor? Băi, te rog eu frumos. Da, să știi că Teo chiar are dreptate să-l placă. Adică și eu îl plac, pentru că gândește mult. Păi vezi, dacă m-a ajuns tu pe mine să ajung eu la timp la Teo, ca să nu las pe ăsta să-i sucească mințile și să se cupleze cu ea, rămâne liber și poți să pui tu gheara pe el. Avantaj eu cu Teo, avantaj tu cu Scarlat. Bine, mă, te ajut, dar asta numai pentru că eu cred în dragostea adevărată. Da, ei, să crezi, bineînțeles. Ba, ai grijă. Ce face păpușica noastră sexy? Da, Doruleț, vin acum, gogoșica mea. Bă, ce mai mă perpelește. Îi place de mine, îi place. Mă culc, îmi e somn. Iubitul, nu mă placi. Pă bune, cum de ți-ai dat seama? Știu și de ce. Dar ce, ia uimește-mă. Pentru că nu-mi stă părul cum trebuie. Exact de aia, pentru că stă fixat pe un cap prost. Și mi se pare că am prost fixat. Uh-huh. Mi s-au lăsat șonduleurile. Ha, lipsesc un pic. Nu te superi, da? Mă duc la bafor. Să mă fac frumoasă pentru iubitul meu. Sexy, frumos, deștept. Pa, iubit. Și ghinionist. Sexy, frumos. Ți-a căzut Batista. Ți-a căzut che... Bă! Lini! Moaștea pe ghea... Lini, nu mă lăsam cu ea de aici! Du-te la o parte că te sparg! Nu pot, gogule, că am promis! Ce-ai promis, mă? Cui ai promis, mă, nemernicule? Lulii! Păi dacă m-a rugat fata ce era să fac? Deci unde pleci, mă, așa deschia la șireturi? Ia! Care șireturi, mă, ce am? Cel cu ăsta! Dar ar trebui să știi, doamna Psi, că un bărbat gelos e sare de orice! Dar nu care cumva să faci rângeți necugeta dacă eu nu merit așa ceva. Știu că nu meriți. Dar stai liniștită, că n-am de gând să pun ștreangul de gât. Există și alte metode care? Prin care pot să îți spun bețe roate, să mă pun bețe roate. Ca de exemplu să vă sechestrez undeva. Yes! Unde? Nu împreună, normal, separat. Mai râji fasolea aia. Cogule, mă, unde crezi că pleci, mă? Tu vrei să te leg cu lanțul de piciorul patului și să... De ce dai, mă, cu piciorul la tot ce am strâns cu atâta trudă? Adică liniște și bani.
Nu, ce șulfă poți să fii să mă bagi la înaintare cu atâta sânge rece? Fii mă și tu înțelegător, strânge un pic din dinți. Ține-o pe toantă de parte de agenție ca să putem investi cu cap banii pe care avem de la ea. Că dacă stau pe capul meu, mă blochează complet. Păi și normal că gândirea nu se manifestă în preajma ei. Nici măcar o formă de inteligență nu rezistă. Dacă tot mă scos la mezat cu atâta tupeu, cu atâta nesimțire, măcar adun ceva de băut. Că fără ceva la bord, o să mor. Viu nu rezist, okay, spun eu. Ok, o să... Nu, Lilișor, l-am scos eu un pic la aer pentru că era palit săracul. Dar acum e în formă pentru tine. Ia, mergeți voi sus și eu vă aduc o sticlă de șampanie ca să sărbătoriți. Nou atacul a fură. Băi, ce bine-ți stă, Lili. Nu e așa, Gogule? Ce? Băi, ce bine-ți stă, Gogule? Băi, ce bine-ți stă, Gogule? Căpșunic, unde ești? Nu mai face zgoange cu mine, mămica, și răspunde-mi! Oh, e plecată de mult! Unde ești? Răspunde că mă spari! Ce-o fi cu tine? Căpșunic, hai! Ah, telefonul... E acela, deci. Ia să mai... Ah, are și glugii, hăinuțele. Deci, asta însemnează că mi-e plecată prea departe. E pe acelea până zonă. De-ai fi tu salici la mal. Mă-și face intră pentru dinte. Ce faci, Pameluță? Ei, uite, nu așa bine ca tine. Tu chiar pare așa în a nouălea cer. Ia zi, e cumva de la... sex? Nu e de la... Hai sex zi. De asta simplu. E de la sex cu un om bătoi. Sex cu ușa încuiată. Merită să încerci, pe bune, știi cum e? E atunci când tipa ți-e încuie ușa și tu vrei să ieși, să spargi ușa, știi? Și te duci la clasă și treci. Dar ea vine pe la spate, știi? Și te mângă și te abandonezi în brațele ei. Mama, știi cum e? E bestia. Merită să încerci. Păi nu m-am gândit niciodată la fantezia asta, dar pare super cool. Ha, e super cool. Yeah, baby. Dacă vrei, poți să ți-l încuie și-o pe vantam în dormitor. Ce zici, e? Da, vreau. Da. Unde e vantam acum? La duș. La duș. Perfect. Du-te tu și ține-l puțin ocupat, acum te pricepi și te rezolv că te zice sex. Ok, s-a făcut. Ok, yes. Tătișor, tătișor! Șofica la motală, bre! Cocat ca disperatul și nu găsesc pe niciunde! Zici că ai intrat în pământ! Mai de capul tău! Dite mai organul să-ți pierzi muierea, mă, mai mare rușine! Ce sunt? Și proștii ai te-au mai pus și șef de secție! Bă, la telefon ai încercat, mă, proștule! Bineînțeles, tătișor, am sunat în neștire, dar nu vreau să răspunză neam! Ide că sună! Eu că sună, ia. Da, vă rog. Salut, Ilarie. Frunză la telefon, ce faci? Să rămână tântișor. O cac pe șofica, vrei. Și nu o găsești, că dă proști poți să fii. Ha. Păi cum ai vrea să o găsești? Îmi pierzi atâle când umbli cu telefonul în postar. De la panică, tântișor. Am fost o cat acasă. Bineînțeles că ea nu era, nu știu, și-a lăsat telefonul pe raft. Asta însemnează că l-a lăsat intenționat. Deci nu vrea să fie găsită. Păi și normal că cu unul ca tine pe cap și aș pleca în lume unde își vedea cu ochii. Săraca, cine știe pe unde umblă? Pe unde? Singurică, înfrigurată
și înfometată. Aolea, își face șură de foame, da. Mă știu. Și poate cred că a fugit numai așa să nu-și mai vadă mecla asta de ciumpalac plângăcios și de pupa prostul. Ce fată, tijor, mai de capul meu. Dacă mi-a pierdut și dragostea și liniștea conjugală, definitiv. Încetează, Gheorghe, după ce ești băbălău, mai ieși cu oameni, nu te moaște. Așa, prieta, că apare acasă degeaba mai bine. Mamă, iubire, cum a fost dușul ăsta. Știi cum o să dorm? Ne-ntors. S-a blocat ușa, ca să vezi. Și nu cred că mai e nimeni în casă. Dar mi-a venit o idee. Ce idee? Nu ne salvează cineva de aici? Ce-ar fi să facem dragoste? De câte ori am eu chef. Și cam am să știi. Deschide-te din armata, dracu, de fereastră! Ups! Cred că s-a blocat și ăsta. Doamne, iubire, ăsta e un semn divin și cu semnele nu e bine să te joci. Paula! Da, ce-ar fi să te legăm la os? Și să ne jucăm de pacientul lor și doctorița rea. Și după aia, de adresoarea care bate calul până cade la podea. Tu ești calul. Eu? Da. Și mă jindești până nu se termină joacă. Ce zici? Au! Ok. Gogule! Gogule, deschide, frate! Sună la 112! Ține că sunt închestat la mine în dormitor împotriva voinței mele! Nu pot, frate! Uite, vezi, s-a întors roata! Cine râde la urmă râde mai bine! Gogule, Gogule, nu fii ranchiunos! Că atunci a fost o întâmplare, mă! Deschide-mi ușa, prietene! Gogule! Mamă, iubire, tu chiar credeai că eu vreau să fug? Unde să fug? Vai, dar ce supărat e domn primar care este. Dar de ce? Nu spune că știu. A trecut deja o săptămână și n-ai mai făcut o gaură în bugetul primăriei și de-aia ești așa botos. Ai, nu fi trist că e și mâine o zi. Hai, Gogule, mai termină cu glumele tale nesărate. Da. Sunt supărat din cu totul alte motive pe care n-am chef să le discut cu tine, să fie clar. Hai să fim serioși, popoză. Tu nu poți să fii supărat decât dintr-un singur motiv. Banii. Adică? Adică, ce mă, doar pentru că mă pricep la economii, asta nu înseamnă că nu am și alte probleme de corazon. A, da, păi și de ce ai spus așa că am eu un cardiolog? Mă, îți trimit numărul imediat, dacă vrei. Mă refeream la chestiuni sentimentale, Gogule, nu anatomice. Mă simt prost, pentru că sunt singurul prost singur din această vilă. Pă, bune! Pa, și de ce n-ai spus, mă, frate? Păi ți-am zis că nu discut cu tine. Păi se rezolvă imediat. Poți să le rezolvi imediat? Da, cât ai zice pește. Pește? Ia zi tu pește. Pește! Pește! Perfect! Da? Păi ia fiți tu acum e, mă! Așa! Gogule, dă-mi drumul! Ajutor! Gogule, fă-mă ceva! Yes! Tai dintr-o lovitoră! Mai așteptați puțin, băieți, că am puțină treabă! Până mâine! Gogule, vino repede, te rog eu! Sau poi mine! Noroc, băieți! Da-mi și ce, nu ți-a plăcut cu două? Bă, tâmpitule, cu una mai era cum mai era! Eram dromader, dar cu două direct cămilă! Tâmpitul, dracu! Bună! Să-l opresc pe ăsta, să-i ciucească mințile lui Teo, să nu se cupleze cu ea, rămâne liber și poți să pui tu gheara pe ea. Puuu, pe ea! Și să nu las pe ăsta să-i ciucească mințile și să cupleze cu ea, el rămâne liber. Și poți să pui tu gheara pe ea. Pe ea! Tu nu înțelegi că e avantaj pentru mine și avantaj pentru tine. Nu, n-am înțeles. Mai zi o dată. Deci, dacă eu mă duc...
Și știam că am făcut nebuna asta ceva. Nebuna, nebuna. Ce, mă? Ce vă mai potriviți? Nu e așa? Da, mă. Ce? Ce-i dau un cap? Nu, mă! Păi nu, e. Că eu la asta mă așteptam, știi că era Lili lângă el și eu îi făceam semn și el zice: "Ah, ok."